Bine v-am găsit! Sunt Florentin Gheorghe, realizatorul emisiunii De vorbă cu proful de română, o emisiune despre educație și cultură, în care am încercat să abordăm de fiecare dată subiecte diferite, de interes cât mai general, cu invitați foarte bine pregătiți, din domenii la fel cât mai diverse. Iar astăzi am bucuria de a-l avea alături de mine pe un fost profesor de-al meu, de la teologie, cu care o să vreau să discutăm despre actualitatea teologiei patristice pentru societatea contemporană. Alături de mine este domnul profesor universitar dr. Ion Marian Croitoru, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște, care a făcut un doctorat în Atena, la Universitatea Națională și Capodistriană, un doctorat în patrologie, istoria dogmelor și teologie fundamentală. Domnule profesor, este o onoare să vă am alături de mine astăzi. Și pentru mine este o onoare să fim împreună, pentru că mi-aduce aminte de anii studenției tale în Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște. Mi-amintesc că ai fost promoția 2012-2016, și ai făcut parte dintre studenții de elită ai facultății, cu care ne mândrim. Vă mulțumesc, mă onorează cuvintele dumneavoastră. Și pentru noi este o onoare și o cinste că te vedem lucrând în cultura românească din zona Târgoviștei și realmente reprezinți o bucurie și o împlinire pentru noi, dascării tăi, mai ales că am aflat faptul că ești licențiat și al Facultății de Litere din Târgoviște, adică din cadrul aceleași Universități Valahia, și iată-te cu două licențe, promovând cultura românească și tot ceea ce ține de faptul cultural în societatea românească de astăzi. Trebuie să recunosc că am avut niște mentori buni și dumneavoastră sunteți unul dintre aceste persoane și mă bucur cu atât mai mult cu cât, iată, putem să facem lucruri împreună, chiar și această emisiune, din care cred că oricine poate să ia ceva bun. Și aș vrea să începem direct. V-am pregătit câteva întrebări. Știu că dumneavoastră aveți... Deci acum a venit rândul profesorului să răspundă la întrebările studentului. Frumos. Da. Oricum, știu că ce provocarea? Și în facultate aveați o lejeritate foarte mare în dialogul cu studenții și chiar ne încuraja să punem întrebări. Nu erați unul dintre profesorii aceia rigizi, unde doar profesorul își prezenta cursul și pleca. Erați foarte deschis la dialog și cred că asta a contat foarte mult la dezvoltarea gândirii noastre critice. Pentru că până la urmă și teologia presupune o gândire critică. Să crezi, trebuie să o faci nu habotnic din punctul meu de vedere, ci să ai niște argumente pentru care crezi. De acord cu tine, dar aș adăuga și o altă viziune, și anume viziunea patristică. De fapt, ne legăm în această întâlnire a noastră de acest termen patristic și există la pateric o apoftegmă care spune așa: dacă vrei să te mântuiești, cu întrebarea să călătorești. Deci întrebarea este vitală în demersul vieții sau în demersul deprinderii vieții sfânt-duhovnicești și în celelalte activități umane. Domnule profesor, prima mea întrebare pentru dumneavoastră este poate destul de dificilă sau nu. Asta dumneavoastră ne veți lămuri de acest aspect. Cine este Dumnezeu? Desigur că această provocare, cine este Dumnezeu, nu se poate răspunde cu o definiție. Pentru că pe Dumnezeu al concepe într-o definiție filozofică, teologică, este cu neputință. Este cu neputință pentru că el este, așa cum mi-a spus și cum mi-a descoperit lui Moise, cel ce este în afara timpului și nu are început, nu are sfârșit, este cel care s-a revelat omului și creatorul lumii acesteia văzute și nevăzute. Desigur că s-ar putea începe o discuție largă despre acest subiect, cine este Dumnezeu, cum este El perceput în diferite manifestări și credințe religioase, însă bineînțeles că noi ne vom limita la revelația dumnezeiască așa cum noi o trăim în tradiția creștină și atunci vom aborda acest subiect
din această perspectivă și mi-aduc aminte de faptul că Mircea Eliade, de pildă, în cercetările sale, l-a definit pe om că este o ființă religioasă. Ceea ce vine în argumentație și în susținerea faptului că omul are un început pe acest pământ, el este creat de către Dumnezeu și în felul acesta, prin faptul creației, Dumnezeu i-a pus omului, a însemânțat în el această dorință de a-l cunoaște. Așa se explică faptul de ce omul este o ființă religioasă și prin această argumentație a renumitului Mircea Eliade s-a adus o lovitură în epoca aceea teoriei evoluționiste. Deci ce este Dumnezeu, cine este Dumnezeu, noi știm din revelația dumnezeiască. Și îl trăim în relația noastră cu El, astfel încât Sfinții Părinți ai Bisericii ne vorbesc despre experiențele lor duhovnicești și în felul acesta cunoaștem anumite detalii despre Dumnezeu. Punctul central al revelației dumnezeiești pentru noi reprezintă întruparea Fiului Dumnezeu, adică a Domnului nostru Iisus Hristos. Și prin această întrupare nouă ni s-a descoperit și mai mult cine este Dumnezeu, legătura ființială care există în Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Sfântul Duh și relația noastră pe care noi putem să o avem, să o dobândim prin biserică și în biserică cu Preasfânta Treime. Vorbiți de o relație. Cum putem intra în această relație cu Dumnezeu? Că, bun, îl putem cunoaște teoretic, citim în cărți de teologie despre Dumnezeu, dar putem și intra într-o relație personală cu Dumnezeu sau este așa ceva exterior, ceva... Din întreaga Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe se dezvăluie faptul că Dumnezeul Revelației Creștine este un Dumnezeu personal. De aceea noi știm și mărturisim de pildă dogma Sfintei Treimi, că noi îl cinstim pe Dumnezeu întrăit în persoane sau ipostasuri, unul după ființă, dar întrăit în persoane, și relația omului cu Dumnezeu, așa cum nouă ne este descoperită pe revelația dumnezeiască, de fapt, prin cele două organe ale revelației Dumnezeu, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, această relație ne este arătată ca una personală. De altfel și omul este definit ca persoană și ipostas. Și omul, deci, poartă această caracteristică a faptului de a fi ipostas și persoană în același timp prin faptul creației. Și această relație personală a omului cu Dumnezeu, noi o cultivăm prin tot ceea ce ne învață biserica, adică prin cultul ei, și în cultul ei există mai multe manifestări liturgice, iar una dintre ele este rugăciunea. Deci noi, prin rugăciune, putem să intrăm într-o legătură personală cu Dumnezeu. În același timp, omul intră în legătură personală cu Dumnezeu și prin participarea la sfintele slujbe ale bisericii și prin tot ceea ce face el ca să se apropie pe calea aceasta a desăvârșirii duhovnicești, adică să ajungem de la starea după chipul lui Dumnezeu, așa cum a fost creat omul, la starea după asemănare cu Dumnezeu, care înseamnă desăvârșirea noastră duhovnicească, pentru care ne aflăm pe acest pământ. Cât privește însă rugăciunea, aici sunt multe de spus și cred că pe parcursul acestei întâlniri dintre noi vom aborda și subiectul acesta a rugăciunii. Mie mi-este dragă rugăciunea lui Iisus, despre care vă spuneam de atâtea ori la cursuri, pentru că este mama rugăciunilor. Este rugăciunea prin care omul potențează în el, pune în lucrare în el o funcție deosebită a Sfântului nostru, care este funcția noetică, adică lucrarea minții în inima omului sănătos, sufletește și duhovnicește. Revenind însă la întrebarea ce este Dumnezeu sau cine este Dumnezeu, așadar, noi nu putem să-L definim pe Dumnezeu,
ci noi aflăm cine este Dumnezeu prin propria sa revelație către om. Desigur că în Sfânta Scriptură întâlnim mai multe, să spunem așa, definiții sau mărturisiri despre ceea ce este Dumnezeu. Când îi spune lui Moise, de pildă, eu sunt cel ce sunt, sau când Sfântul Evanghelist și Apostol Ioan ne spune că Dumnezeu este iubire. Însă vine Sfântul Dionisie Areopagitul și ne spune că Dumnezeu este mai presus decât iubire. Și așa avem în teologia ortodoxă mai multe căi de cunoaștere a lui Dumnezeu, o cunoaștere apofatică prin negații, o cunoaștere catafatică prin afirmații, o cunoaștere din împrejurările concrete ale vieții, după cum mărturisea Părintele Dumitru Stăniloae. Și prin aceste trei feluri de cunoaștere, omul se apropie de Dumnezeu, ajungând să-L cunoască prin har și după har, dar nu după ființa sa. Pentru că aici intervine un alt aspect al teologiei ortodoxe, și anume în ce măsură omul poate să-L cunoască pe Dumnezeu sau ce poate să cunoască el atunci când se apropie de Dumnezeu. Și mărturiile Sfinților Părinți ai Bisericii, care reprezintă garanția și chezășia noastră că privește mărturisirea care o facem către cei din jurul nostru, ne arată că omul poate să-L cunoască pe Dumnezeu în măsura în care el se străduiește cu întreaga sa ființă să se apropie de el. Și această apropiere de Dumnezeu se face de pe poziția fiecare dintre noi. Însă intervine un factor esențial, și anume pregătirea intelectuală. Cu cât un om este mai pregătit intelectual, cu atât el va putea să cunoască și să exprime mai mult din această cunoaștere către semenii săi. Le spun adesea studenților, gândiți-vă că îl avem pe Sfântul Antonie cel Mare, îl avem pe Sfântul Atanasie cel Mare, și unul și celălalt poartă același apelativ de cel Mare. Însă ceea ce Sfântul Atanasie cel Mare ne-a lăsat privind învățătura Bisericii este cu mult mai adânc, cu mult mai măreț decât ceea ce ne-a lăsat Sfântul Antonie cel Mare. Unul și celălalt au avut parte de aceeași experiență a vieții sfinte și duhovnicești, însă exprimarea acestei experieni sau experiențe depinde într-o mare măsură de nivelul intelectual la care ajunge omul. Pentru că Dumnezeu nu lucrează asupra omului printr-o presiune sau exercitare sau o transformare a lui într-o mașină. Vă spuneam că legătura dintre Dumnezeu și om este o legătură personală, care se bazează pe iubire, pe conlucrare, pe împreună căutare și mai ales pe un fapt fundamental, care este libertatea omului. Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat cu această libertate. Și cred că dintre toate ființele care sunt în jurul nostru, Dumnezeu este Cel care ne respectă într-un mod absolut libertatea. Noi, ca oameni, avem măsurile noastre. Și uneori prietenii alese se pot strica de la un lucru minor, care acel lucru minor este tot o manifestare a unei libertăți. Și în felul acesta ne dăm seama că noi, oamenii, ne limităm libertățile între noi. Pe când Dumnezeu ne iubește într-un mod absolut, mai presus de cuvinte și de rațiune, și ne respectă libertatea într-un mod mai presus de înțelegere și rațiune umană. Și pornind de la aceste considerente, putem să înțelegem de ce întreaga umanitate se raportează la faptul religios. Căci observăm de-a lungul istoriei bimilenare a umanității că oriunde ai merge, oriunde ai privi, îl întâlnești pe omul care caută divinitatea. Ori această căutare reprezintă un fapt care are un punct de adevăr în faptul că lumea aceasta așa are un început prin faptul creației. Așa cum noi știm, de pildă, ca creștini ortodoxi,
din Sfânta Scriptură, din prima carte a Vechiului Testament, capitolul 1, 2 și 3, despre unde se istorisește acest fapt al creației omului și a lumii nevăzute și a lumii văzute, cu tot ce conține ea, fapt pe care noi îl mărturisim în simbolul de credință, ori de câte ori mărturisim, spunem această rugăciune, fie fiind în casele noastre, fie luând parte la diferitele slujbe ale bisericii noastre. Ați punctat foarte bine la începutul acestei întrebări că discuția este dintr-o perspectivă ortodoxă. Aș vrea să vă întreb, ce este ortodoxia? Ortodoxia reprezintă un mod de viață. Nu este o manifestare religioasă. Adică, ca să mă explic aici în această afirmație, când spunem că ortodoxia este un mod de viață, ca cineva să o înțeleagă, va trebui să-și însușească acel mod de viață propriu gândirii, cugetării și viețuirii creștine ortodoxe. Ce înseamnă acest mod de viață? Înseamnă că tu te raportezi la adevărul așa cum l-au primit Sfinții Apostoli și l-au transmis mai departe prin urmașii lor, care reprezintă ierarhia bisericească formată din episcopi, preoți și diaconi. Așadar, a fost transmis acest adevăr de credință prin urmașii lor de la Sfinții Apostoli până astăzi. Ori această transmitere prin urmașii Sfinților Apostoli arată că s-a format o convingere și anume un mod de viață care îl conduce pe om să simtă plinătatea stării după asemănarea cu Dumnezeu. Ori acest fapt demonstrează că ortodoxia, pentru a fi înțeleasă, repet, trebuie să fie trăită. Așadar, ortodoxia, dacă cineva mă întreabă ce este, răspuns simplu. Este un mod de viață, o conduită terapeutică, pe care dacă omul și-o însușește, va ajunge să fie sănătos sufletește și duhovnicește, ea trupește în măsura în care Dumnezeu îngăduie prin a sa economie dumnezeiască, pentru că avem exemple de sfinți contemporani care au trăit acest mod de viețuire conform ortodoxiei, adică au ajuns la sfințenie, ceea ce înseamnă deplinătatea vieții duhovnicești și sănătate sufletească și duhovnicească, dar în același timp au fost bolnavi cu trupurile lor. Mă refer la Sfântul Nectarie din Eghina, care face multe minuni astăzi, care a trecut la Domnul bolnav fiind de cancer. Mă refer la Sfântul Paisia Ghioritul, la Sfântul Porfirie Capso Calivitul, care au trecut la Domnul sfinți în viață, dar bolnavi cuprinși cu trupurile lor de anumite boli incurabile, pe care sau credincioșii care veneau la ei se rugau în viață fiind, dar și în viața dincolo de mormânt, ei au vindecat și vindecă adesea pe mulți de aceste boli incurabile. Așadar, ortodoxia reprezintă un mod de viață. Acest mod de viață însă se diferențiază de o manifestare religioasă. Manifestarea religioasă înseamnă că respecti anumite precepte. Ritualuri pe care le întâlnim pe acest pământ la diferite popoare, civilizații, culturi, dintr-un începutul și până astăzi. Și multe ritualuri sunt asemănătoare între ele, cum ar fi de pildă tămâierea, cum ar fi imnele, imnologia, cântarea și așa mai departe. Însă, diferența dintre o manifestare religioasă și un mod de viață este că atunci când îți însușești modul acela de viață, prin tot ceea ce cultivi și faci, te pui în această iubire, ascultare față de preceptele, față de învățăturile, față de tot ceea ce te învață acel mod de viață, ca să ajungi la punctul central care este întâlnirea ta cu Dumnezeu. Acum aș vrea să vă întreb, care este esența tradiției noastre ortodoxe? Esența tradiției noastre ortodoxe este, după Sfinții Părinți, transmiterea din generație în generație a celor trei stadii sau trepte ale vieții sfinte duhovnicești, și anume starea de curățire,
starea de luminare sau iluminare, sunt doi termeni care îi putem folosi, și starea de îndumnezeire, că am pornit de la modul de viață care este ortodoxia. Ortodoxia, ca mod de viață, se fundamentează, printre altele, și pe două adevăruri de credință, și anume pe faptul că Fiul Dumnezeu, Cuvântul, Logosul, s-a întrupat și a luat fire umană, și de aici se poate după aceea vedea, analiza ce înseamnă acest eveniment pentru istoria umanității, și pe celălalt fapt că, dincolo de mormânt, nu mai există pocăință. Adică noi trebuie să ne asigurăm încă din această viață această legătură vie cu Dumnezeu, astfel încât în viața de dincolo de mormânt să avem parte de ceea ce noi numim Împărăția lui Dumnezeu, prezența în Împărăția lui Dumnezeu, în Rai, cum se folosește în limbajul popular, și să nu avem parte de chinurile iadului. Ori pentru a dobândi această stare de dincolo de mormânt, noi trebuie să parcurgem sau să dobândim în viața aceasta aceste trei trepte sau stadii ale vieții duhovnicești, pe care le repet, pe care le-am amintit, și care sunt curăția, iluminarea și îndumnezeirea. Ori aceste trei stadii le întâlnim de-a lungul umanității, diferite forme, da? Mai ales în Vechiul Testament și apoi Noul Testament și din perioada Noul Testament până astăzi, în fiecare generație. Deci reprezintă o constantă a vieții bisericii, o constantă a teologiei patristice, pentru că Biserica lui Hristos merge în istorie nu cu pașii mei de profesor universitar, ci cu pașii sfinților de ieri, de astăzi și de mâine. Ori în viețile acestor sfinți observăm că ei trăiesc aceste trei trepte, într-o măsură sau alta, aceste trei trepte nouă ne sunt descoperite, deslușite, și putem și după aceea, la rândul nostru, să ajungem să le gustăm, să le trăim. Ele reprezintă realități duhovnicești. Le puteți detalia puțin? Pentru că perspectiva asta așa cu trei trepte ale vieții duhovnicești, nu știu dacă este foarte accesibilă tuturor. Nu știu dacă așa foarte schematic au fost sau sunt cunoscute de către toți. Ce presupune, de exemplu, curățirea, iluminarea și îndumnezeirea? Da, adică eu acum am făcut o prezentare oarecum scolastică, uh-huh, pentru a mă face înțeles de către cei care ne ascultă. Dar cred că e necesar, pentru că noi avem mintea, de obicei avem o gândire logico-matematică și vrem ca lucrurile să fie foarte bine organizate și împărțite. Și cred că e foarte bună clasificarea asta. Voi începe cu prima treaptă, care reprezintă baza celorlalte două, adică treapta curățirii. În ce constă ea? După Sfinții Părinți, această treapta curățirii are la rândul ei două trepte sau două stadii. Prima treaptă este când un om duce o viață morală ireproșabilă. Această treaptă poate să o atingă orice om pe acest pământ, indiferent de convingerea lui religioasă, de pregătirea lui intelectuală și așa mai departe, deoarece această treaptă reprezintă trăirea unui fapt ontologie pe care noi îl avem prin faptul creației, și anume că Dumnezeu, atunci când ne-a creat, a sădit în om legea morală naturală. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune într-un context că păgânii care n-au lege, din fire fac ale legii, adică împlinesc această lege morală naturală. Și așa cum spuneam, orice om poate să trăiască conținutul acestei legi morale naturale, ceea ce explică, de pildă, buna conviețuire dintre oameni. Înțelegerea, respectul reciproc, chiar dacă oamenii aparțin unor culturi și civilizații diferite, ei când se întâlnesc pot să ajungă la un consens de viață, tocmai respectând conținutul acestei legi morale naturale. Însă atunci când omul vrea să-L cunoască pe Dumnezeu cel unul, Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeu revelației, așa cum El s-a descoperit, atunci păsește către cea de-a doua treaptă a curățirii. Această treaptă presupune ca cel care o caută să fie creștin, botezat în numele Preasfintei Treimi,
să-L recunoască pe Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu adevărat și om adevărat. Cu alte cuvinte, este vorba de un creștin ortodox. Și atunci acest creștin începe să se cerceteze pe sine însuși, să vadă ce are în interiorul său, ce gânduri și frământări cuprinde inima sa. Și ca să facă această cercetare, va trebui să apeleze la rugăciune. Iar rugăciunea fundamentală care ne ajută să facem această cercetare este rugăciunea aceasta: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, în forma scurtă de 5 cuvinte, care rugăciune se poate amplifica sub diferite forme, de pildă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Părinți pomeniți astăzi, și avem pe Sfântul Chiril al Ierusalimului de pildă, sau pe Sfântul Nicolae Velimirovici și așa mai departe. Miluiește-mă pe mine păcătosul, putem să ne rugăm prin această rugăciune pentru părinții, frații, soțiile, copiii noștri, pentru conducătorii noștri și așa mai departe. Și această rugăciune mai este numită rugăciunea minții, rugăciunea inimii, rugăciunea lui Iisus, rugăciunea singurului gând și rugăciunea la toată vremea. Poate vom avea timp să deslușim aceste denumiri, de ce este numită această rugăciune în felul acesta, însă omul care merge în camera lui, în fața unei sfinte icoane, și începe să se cerceteze pe sine prin această rugăciune, în felul acesta va păși în cea de-a doua treaptă sau stadiu al curățirii și va începe în el transformarea lui interioară. Pe măsură ce omul parcurge aceste două stadii, primele două trepte ale curățirii, va simți la un moment dat că prin harul lui Dumnezeu va păși în cea de-a doua treaptă, care este iluminarea. Iluminarea constă, după Sfinții Părinți, adică cei care au experimentat aceste stări, și noi le vedem descrise în primul rând într-o colecție fundamentală care se numește Filocalia, și noi avem această colecție tradusă în limba română și îmbogățită de Părintele Dumitru Stăniloae, colecție care cuprinde în ediția românească 12 volume. Așadar, în această colecție, cel care dorește să surprindă mai mult ce înseamnă aceste trei stadii, sunt descrise ele acolo prin experiențele de viață duhovnicească pe care le-au avut Sfinții Părinți. În momentul în care omul îi se dă prin harul Preasfintei Treimi să trăiască această a doua treaptă a vieții sfinte duhovnicești, adică starea de iluminare, el simte în inima lui prezența Preasfintei Treimi. El simte în inima lui cum Sfântul Duh se roagă cu suspine negrăite. El simte și cum se împlinește cuvântul pe care Mântuitorul nostru l-a spus, că va veni și îți va face să lași în inima unui asemenea om cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Sfântul Duh, și simte întru el lumina taborică. Un om care ajunge la o asemenea stare se bucură și de lucrarea harismelor Sfântului Duh în viața lui. Și așa se fac cei dintre noi care ajung la asemenea stări primesc harisma clarviziunii, harisma vindecării și multe alte harisme. Dintre aceștia, unora Dumnezeu le dă și cea de-a treia treaptă, și anume treapta îndumnezeirii. În această treaptă a îndumnezeirii, după Sfinții Părinți, așa cum ei ne mărturisesc, omul ajunge să vadă lumina taborică. Nu doar cu ochii duhovnicești, ci și cu ochii fizici. Adică cu întreaga lui ființă. Să se bucure de realitatea luminii taborice, adică de realitatea întâlnirii cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ca într-o relație vie și reală, și nu cum din păcate trăiesc în mulți dintre semenii noștri, această relație transformată într-o simplă ideologie. Cam acestea ar fi pe scurt aceste
trei trepte, despre care cu siguranță dacă aici ați avut un sfânt în viață, v-ar fi spus mai multe. Eu vă spun lucrurile acestea din lecturile personale, dar și din întâlnirile pe care le-am avut cu oameni cu viață îmbunătățită. Am avut această bucurie de-a lungul vieții mele să întâlnesc asemenea oameni. Și vă dau un exemplu. Când eram în seminar, noi făceam în fiecare an, prin bunăvoința părintelui Ioan Buga, care ne-a fost diriginte, în fiecare an noi făceam o excursie de an, o numeam, și plecam. Am fost prima generație care am plecat în Grecia în 1990 și de atunci mi s-a deschis această dorință de a studia în Grecia. Și am mers, țin minte, în primii ani de seminar, deci era în vechiul regim, în anii 80, am mers la părintele Cleopa Ilie. Și mi-aduc aminte că la părintele Cleopa Ilie noi aveam o frământare, eram 40 de seminariști. Și frământarea era aceasta pentru noi, că tocmai atunci intrasem pe băncile seminarului, începusem să studiem Vechiul și Noul Testament, istoria Bisericii, vieți de sfinți. Și ne-am pus întrebarea, oare în lumea de atunci, care este și lumea de astăzi, mai poate omul să ajungă la măsuri duhovnicești înalte sau ar trebui să plecăm din lume? Să mergem, eu știu, undeva într-un pustiu și așa mai departe. Și am pus părintelui Cleopa această întrebare. Și noi eram curioși să ne spună, poate că unii dintre noi ne-am fi așteptat să ne spună, da, plecați în pustie, că numai acolo puteți să ajungeți la asemenea măsuri duhovnicești. Și părintele Cleopa Ilie, mi-aduc aminte, ne dă un exemplu. De fapt, ne dă două exemple atunci. Primul dintre aceste exemple constă următorul fapt. Spune așa părintele Cleopa. Știți că noi aici la mănăstiri slujim cu săptămâna. Ca așa era atunci, la mănăstirea Sihăstria era biserica mică care este acum și nu era biserica cea mare care s-a construit ulterior. Și în biserica aceea mică, noi ca ieromonahi slujim cu săptămâna. Ce înseamnă această slujire? Că în fiecare zi se vârșeau dumnezeiască liturghie, se sculau din zori, mergeau în biserică, pregăteau Sfânta Proscomidie, iar la Sfânta Proscomidie pomeneau toate pomenicile cu cei vii și cei adormiți pe care credincioșii le lăsau de-a lungul timpului în mănăstire. Și părintele Cleopa, aflându-se, spunea el, aflându-mă așadar ca să pregătesc Sfânta Proscomidie, deodată aud cum se deschide ușa bisericuței în care eram. Mă uit din Sfântul Altar și observ că intră în biserică o bătrânică. Și atunci mi-am spus în sinea mea, ei, această bătrânică a venit pe semne de cu seară în Sfânta noastră mănăstire, s-a spovedit poate la un părinte, a rămas peste noapte ca astăzi, acum dimineață, să se împărtășească. După un timp, spune părintele Cleopa, am simțit în biserică o lumină puternică și m-am speriat că ceva a luat foc. Și m-am uitat iarăși din Sfântul Altar cu discreție în biserică. Și ce am văzut? Pe această bătrânică, stând în genunchi în fața icoanei Maicii Domnului, rugându-se, și un stâlp de foc care pătrundea în biserică prin bolta bisericii, o lumina. Deci acea femeie, acea credincioasă, se afla în stare de luminare. Stare de curățire, stare de luminare. Și spune părintele Cleopa, cine o cunoaște pe această sfântă? Nimeni. A rămas anonimă. Era o femeie din popor, pe semne venită din satele din prejurul mănăstirii Sihăstria. O femeie cu probleme, cu încercări în viața aceasta. Dar în același timp, după ani de studii, am înțeles că și părintele Cleopa se afla în aceea stare. Că altfel nu putea să o vadă. Da, da, da. Și în felul acesta, iată cum, prin exemplele acestor trăitori, noi primim dovezi că suntem pe calea care duce la mântuire. Cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, singur ortodoxia. Ați spus că una dintre modalitățile de a-L cunoaște pe Dumnezeu este rugăciunea. Ce este rugăciunea? Doar o recitare a unor cuvinte, nu știu, scrise de alții, sau e un dialog cu Dumnezeu? Ce este rugăciunea din perspectiva dumneavoastră? Rugăciunea, ea capătă mai multe forme și exprimări în cultul Bisericii Ortodoxe.
pentru că avem rugăciunea comunitară care o facem în cadrul Sfintelor Slujbe atunci când ne aflăm în Sfânta Biserică, la Sfânta și Dumnezească Liturghie, la alte slujbe precum Vecernia, Utrenia, la Sfintele Taine, cum este Sfântul Maslu sau Taina Sfântului Botez sau Taina Sfintei Cununii și așa mai departe. Dar este și rugăciunea care o facem personal acasă. Această rugăciune care o facem personal acasă, ea îmbracă și la rând de mai multe forme. Există o rugăciune de tipic, o anumită rânduială pe care putem să o facem și așa avem rugăciunile de dimineață, canonul rugăciunilor de dimineață, canonul rugăciunilor de seară. Avem rugăciuni care le spunem la fiecare masă pe care noi o luăm în timpul zilei, adică la micul dejun, masa de prânz, masa de seară și așa mai departe. Deci există mai multe forme de rugăciune. Însă eu consider, cu ajutorul Dumnezeu și prin contacte care le-am avut, că mama rugăciunilor este rugăciunea aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Adică rugăciunea minții. Adică rugăciunea minții sau a inimii. Deoarece omul care ajunge să trăiască conținutul acestei rugăciuni, după aceea se poate odihni în toate celelalte forme de rugăciune personală, iar această rugăciune a lui Iisus, ea se împlinește cu atât mai mult când noi participăm și la formele de cult ale bisericii, mai ales la Dumnezeiasca Liturghie, care reprezintă punctul central al unei zile liturgice, slujba prin care și în care noi ne pregătim să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. De altfel și întreaga Dumnezeiască liturghie reprezintă parcursul vieții duhovnicești a omului. Adică cele trei trepte despre care v-am spus sau stadii, le reîntâlnim în Dumnezeiască liturghie și Dumnezeiască liturghie chiar se încheie cu un tropar care ne amintește că noi suntem, că noi ar trebui să fim în momentul apolisului, adică momentul în care se termină Dumnezeiască liturghie, în stare de îndumnezeire. Și care este acel tropar? Am văzut lumina cea adevărată. Am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată. Vedeți, acest tropar, care se mai continuă și cu alte rânduri, cuvinte, ne arată starea duhovnicească la care noi trebuie să ajungem. Vederea luminii taborice, nu că o vom vedea, ci că am văzut-o. Primirea Duhului Sfânt în inima noastră, adică starea de luminare, și am aflat credința cea adevărată, care înseamnă starea de curățire. Aceste trei trepte, stadii, noi le trăim de-a lungul prezenței noastre în timpul dumnezeieștei liturghii, în care, iarăși, în timpul acela, noi ne punem în rugăciune prin două facultăți ale sufletului nostru. Prin facultatea rațională sau de cugetare, și prin facultatea noietică sau mentală sau prin ceea ce noi numim lucrarea minții în inimile noastre. Ori mintea se pune în lucrare în inimile noastre tocmai prin această rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și acum, dacă îmi dați voie, aș merge puțin la denumirile acestei rugăciuni. Cum este ea numită? Rugăciunea lui Iisus. De ce? Pentru că noi invocăm în această rugăciune cel mai mare nume de pe pământ, adică numele Fiului Dumnezeu întrupat, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. După aceea este numită rugăciunea minții. De ce? Pentru că prin această rugăciune mintea se pune în lucrare unde? În inima omului sănătos, sufletește și duhovnicește. Iată cea de-a doua denumire, cea de-a treia denumire a rugăciunii, rugăciunea inimii. Rugăciunea singurului gând. De ce? Pentru că aceasta trebuie să fie rugăciunea de bază a vieții noastre. Cu ea putem să călătorim oriunde. Și de aceea se mai numește rugăciunea care se face în orice timp și la orice vreme, pentru că putem să o facem oriunde această rugăciune. Un om care spune și trăiește această rugăciune poate acum să dea un interviu, poate să rezolve probleme de matematică, poate să lucreze la locul de muncă. Rugăciunea nu îl împiedică, din contră, îi dă și mai mult avânt și stare interioară pentru a face bine ceea ce face. Și în felul acesta vedem că
despre rugăciune se poate vorbi multe. Eu acum am încercat să fac așa o sinteză ca să pun o anumită așezare în gândurile celor care ne vor asculta privind folosul rugăciunii. Deci avem folosul rugăciunii de obște, folosul rugăciunii personale, ele se întâlnesc, nu se exclud. Și pentru că suntem aproape de finalul acestei emisiuni, aș vrea să încheiem cu o ultimă întrebare. Care este starea de împăcare cu Dumnezeu? Păi starea de împăcare cu Dumnezeu este tocmai această stare. Ca noi să cultivăm modul ortodox de viață, adică modul ortodoxiei, să ajungem la cunoașterea lui Dumnezeu, celui adevărat, să-L trăim în inimile noastre, adică să ajungem să ne trăim menirea pentru care suntem pe acest pământ. Adică parcursul de la starea după chipul lui Dumnezeu la starea după asemănarea cu Dumnezeu. Și dacă îmi permiteți, aș veni cu un exemplu tot din viața părintului Cleopa Ilie, pe care l-am cunoscut și știți foarte bine că atunci când se mergea în fața chiliei unde vorbea, mai întâi striga câteva minute, răbdare, 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 iar oamenii care veneau acolo, cei care nu cunoșteau, se întrebau ce striga acest om în vârstă, răbdare, răbdare. Și mulți plecau. Însă cei care știau ce va urma, se așezau pe băncuțe în fața chiliei și după aceea se bucurau de învățăturile și trăirile acestui Sfânt Părinte contemporan, pe care am avut cinstea să-l cunosc. În anul 1977, Părintele Cleopa Ilie a ajuns cu o suită din Schitul Sihăstria, se numea atunci, după aceea am atins-o anumit Mănăstirea Sihăstria, a ajuns în Muntele Athos. Și acolo Dumnezeu l-a venit să-l cunoască pe Sfântul Paisie Aghioritul. Iată ce frumoasă întâlnire între doi sfinți. Nu intru în detalii cum au ajuns să-l cunoască, că este lucrul acesta detaliat, se poate găsi și pe internet, dar vreau să spun din această întâlnire cu ei următorul fapt. Părintele Ilie Cleopa îi spune la un moment dat, îi adresează Sfântului Paisie o întrebare. Îi spune așa: Părinte, unde se poate mântui omul mai ușor? Aici, în Sfântul Munte, în această prăpastie, că ți-a într-o prăpastie, într-un loc retras Sfântul Paisie, într-o mănăstire de obște care se afla mai sus pe un alt loc din acea zonă, într-un sat, într-un oraș și așa mai departe. Unde se poate mântui omul mai ușor? Răspunsul care l-ar fi așteptat cineva ar fi fost că să spună Sfântul Paisie că se poate mântui într-un loc pustiu. Auziți ce răspunde Sfântul Paisie? Omul care respectă aceste trei lucruri, dreapta credință, smerenia și faptele bune, se poate mântui oriunde. Iar cel care nu le are pe acestea trei, nu se poate mântui oriunde ar fi el. Ce înseamnă însă dreapta credință? Înseamnă tocmai acest cuvânt ortodox. De aceea vedem că noi numim biserica noastră, se numește Biserica Ortodoxă. Cuvântul ortodox înseamnă dreapta credință sau dreapta slăvire. Și apoi, Părintele Ioaniche Bălan, care se afla cu Părintele Cleopa Ilie, Părintele Ioaniche Bălan fiind un cărturar, un mare cărturar, a scris multe cărți și cu o valoare istorică, teologică, filologică deosebită, îi spune Sfântului Paisie: Părinte, ce părere aveți că Părintele Cleopa avea să rămâne în Muntele Athos? Și atunci la această întrebare a Părintele Ioaniche Bălan către Părintele Paisie să-și spună părerea dacă Părintele Cleopa să rămână sau nu în Sfântul Munte Athos, Părintele Paisie spune aceste cuvinte: voi aveți în România o mănăstire misionară și într-adevăr în vechiul regim comunist Mănăstirea Sihăstria, prin vocea Părintului Cleopa Ilie, a desfășurat o bogată activitate misionară pentru apărarea dreptei credințe. Dacă Părintele Cleopa va rămâne în Muntele Athos, se va mântui ca un simplu monah. Dacă Părintele Cleopa se va întoarce în România, se va mântui ca un apostol. Iată așadar cât de important este să rămânem locului acestuia și să-l apărăm. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații pe care le-ați împărtășit cu noi. A fost o plăcere și m-am simțit din nou ca la facultate și
m-au trecut așa câteva sentimente de nostalgie. Vă mulțumesc mult și sunt convins că toți cei care au fost astăzi alături de noi și care s-au uitat la această emisiune au găsit ceva cu care să rămână în minte și în inimă. Vă mulțumesc mult încă o dată. Și eu mulțumesc și să am această nădejde că cei care când ne ascultă se vor bucura de cele aflate și iar tu la rândul tău să nu te simți ca la facultate, ci vorbind de la egal la egal în deplinătatea libertății pe care o avem și într-o bucuria faptului că suntem creștini ortodoxi. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, ne puteți urmări în fiecare miercuri și vineri pe Columna TV de la ora 18, precum și pe Facebook și pe YouTube Florentin Proful de Română, unde încărcăm aceste emisiuni ulterior și le puteți urmări de fiecare dată când doriți. Pe curând!